Accident pe DN67 în județul Mehedinți. Două mașini au fost implicate, una aparținând jandarmeriei Mehedinți. Accident rutier între două autoturisme, patru victime au necesitat îngrijiri medicale, auto special a jandarmeriei Mehedinți a fost lovită de către un autoturism care se deplasa în spatele său. La fața locului s-au deplasat un echipaj de pompieri și trei ambulanțe. Șoferul care a cauzat accidentul nu a păstrat distanța regulamentară și a intrat în auto special a jandarmeriei care a fost avariată. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului pentru cercetări. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. La nivel european, România deține recordul negativ al mortalității, astfel pentru anul 2021, datele publicate de Comisia Europeană arată o rată de decese în accidente rutiere de 85 la 1 milion de locuitori. Țara noastră este urmată de Letonia și Bulgaria cu 74, respectiv 67 de decese la 1 milion de locuitori.